Imagini de o cruzime inimaginabilă au fost surprinse de un călător în gara din Milova, județul Arad. Un șef de tren în uniformă, ajutat de doi tineri, lovește cu brutalitate un călător pentru că acesta nu avea bilet. Și mai șocant este că după ce își agresează victima și cei trei urcă totuși în tren, iar victima rămâne liniștită pe caldarâm. Leșinat, este foarte adevărat. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Imaginile surprinse de un martor care circulă și el cu trenul 2028 Timișoara-Simeria nu au nevoie de prea multe explicații. Călătorul fără bilet este tras jos din tren de către un tânăr, încurajat de șeful de tren. Bărbatul în uniformă, care ar trebui să fie garantul siguranței în vagoanele CFR, fluieră de plecare, însă cel dat jos caută să urce din nou în tren și chiar gesticulează, aparent agresiv către ceferist, lucru care îl scoate din sărite pe oficial. Este momentul în care șeful amână plecarea trenului și coboară să-i dea călătorului o lecție, aplicându-i acestuia mai multe lovituri. Simultan, din tren vin și complicii săi, o tânără și un băiat, care lovesc și ei victima cu picioarele, lăsându-l pe om în stare de inconștiență pe peronul gării. Filmarea se oprește, trenul pleacă, iar victima rămâne acolo până când cineva decide că este cazul să cheme o ambulanță. După un timp, omul este luat de un echipaj de la salvare și dus la unitatea de primire a urgențelor din municipiul Arad. Ajunsă la spital, victima primește îngrijiri medicale, după care este lăsată să plece. Între timp, poliția a început o anchetă. Un bărbat de 41 de ani, în timp ce se afla într-un tren care circula pe relația Timișoara-Simeria, a fost constrâns să coboare, fiind apoi agresat de mai multe persoane necunoscute de acesta. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării și tragerii la răspundere penală a agresorilor, fiind întocmit totodată un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovit sau alte violențe. Colegii agresorului în uniformă au crezut inițial că victima nu a fost bătută. Nu a fost căzută, nu a fost niciun. Nu mergi pe picioare. Vă prostește cine vă prostită. Dar nu a fost căzut pe jos. Nu, domnule, vedeți-vă de treabă. N-are nimic, ați boschetar din aia, zice că e cioban minciună. De la cine l-a lovit, nu știți, sau cum a ajuns pe trenul, da, jos, că nu a avut bilet. Imaginile l-au convins însă pe colegul agresorului că incidentul a fost unul revoltător. Împiegatul a recunoscut că șeful de tren nu a procedat bine, lovind cu violență un călător doar pentru că nu a avut bilet. Uitați-vă aici, bum în cap, mai vine băiatul ăla, dă cu picioarele în cap, el fata îl calcă pe cap, uitați-vă acolo. Deci, ce ziceți acum? Nu am văzut, că eu nu am crezut că e o minciună, dar așa... E șocant să faci așa ceva cu un om. Păcat au spus și șefii agresorului cu uniformă, care au început și ei cercetările. Referitor la incidentul care a avut loc în stația Milova, este în desfășurare o anchetă la CFR Călător Timișoara. S-a luat măsura scoaterii din funcție a angajatului feroviar. Acesta nu va mai deservi trenurile de călători. Vor fi analizate circumstanțele în care s-a ajuns la acest incident regretabil, iar după cercetarea disciplinară a conductorului, se vor lua măsurile legale conform procedurilor aferente. Mai mult, conducerea CFR și-a cerut scuze public pentru situație, incriminând ferm comportamentul bătăușului. Dacă CFR-ul l-a concediat, poliția nu poate face prea multe. Conform anchetatorilor, conductorul și cei doi complici ai săi nu vor păți nimic, pentru că victima, care a acuzat doar dureri la nivelul unui picior, nu a dorit să depună plângere. Astfel, după identificarea și audierea bătăușilor, dosarul va fi clasat.